Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Noua săptămână a lunii septembrie va începe cu un eveniment pozitiv. Venus, planeta micii fericiri, va reveni în sfârșit la mișcarea directă mult așteptată, care va înlătura multe mici probleme, legate în primul rând de finanțe și relații personale. Toate inhibițiile, întârzierile care au împiedicat banii să intre la timp vor înceta, iar neînțelegerile și certurile cu cei dragi vor ajunge la nimic. Cei care, în perioada lui Venus retrograd, au putut să-și rezolve toate problemele personale, vor putea închide gheștalturile cu privire la relațiile trecute, va începe o nouă și foarte pozitivă perioadă. Trigonul dintre nodul lunar nord și lună neagră, două planete karmice, în berbec și respectiv leu, vor agrava problemele celor care au în astrogramă personală semnele leului și berbecului. Insidiositatea lunii negre constă în faptul că la început oferă unele beneficii cu bonusuri, dar după un timp revine pentru o plată conform facturilor. Răul cauzat cuiva ajunge ca un bumerang, iar practic nimeni nu reușește să scape de răzbunare. Prin urmare, berbecul și leul ar trebui să fie deosebit de atenți în această perioadă, precum și toți cei care sunt foarte dornici de popularitate, putere, atenție față de ei înșiși, care obișnuiesc să se îndrepte spre obiectivele lor fără să se uite înapoi la alții. Toate faptele, acțiunile și cuvintele rostite vor fi consemnate într-o carte karmică personală, iar ceea ce vei culege până la urmă după un timp va depinde de puritatea gândurilor și de moralitatea acțiunilor comise. Trigonul Mercur și Jupiter la începutul săptămânii, mai mult, fiind în fazele lor retrograde, vor oferi o oportunitate de a analiza unele zone din viața dumneavoastră. În special acest trigon va viza tot ceea ce are legătura cu țările străine. Oamenii de afaceri ar trebui să-și reconsidere contactele și conexiunile, să schimbe condițiile de cooperare cu altele mai favorabile sau chiar să înceteze interacțiunea cu unele dintre contrapărțile lor. În această perioadă, abilitățile analitice sunt îmbunătățite, dar și distragerea, uitarea. Prin urmare, nu trebuie să semnați documente importante, să încheiați noi contracte, să vă adresați unui public larg sau să faceți declarații publice. Cel puțin până pe 15 septembrie, călătorile de afaceri, mai ales în străinătate, ar trebui amânate. Este puțin probabil că acestea să aducă rezultate pozitive, dar cele negative sub formă de daune s-ar putea să se întâmple. Sănătatea își poate aminti, de asemenea, de sine celor care consumă cantități excesive de alimente proteice, precum și cei care au boli pulmonare cronice. Săgetătorii și racul trebuie să fie mai atenți la latura materială a vieții, mai ales în ceea ce privește cheltuielile, iar peștii trebuie să curețe sfera profesională, să clarifice relațiile cu angajații și managementul. Conjuncția Soarelui și Mercur va provoca o activitate sporită în rândul gemenilor și fecioarei, dar aici ar trebui să te ferești de optimismul excesiv și de promisiunile goale care îți pot distruge semnificativ reputația. Pentru leu și berbec, acest tranzit va duce, pe de-o parte, o creștere a activității intelectuale, dar, pe de altă parte, o anumită iritabilitate crescută din partea rudelor mai tinere sau a membrilor familiei. Berbecul poate începe brusc relații romantice cu parteneri mai tineri sau poate pleca într-o călătorie sub influența emoțiilor spontane. Trigonul Soare și Jupiter în a doua jumătate a săptămânii va pune pe agenda probleme de generozitate și noblețe, autoeducație, precum și obținerea de rezultate pentru eforturile anterioare. Aproape toți cei care au boli cronice își vor îmbunătăți sănătatea, rezistența corpului majorității oamenilor va crește, precum și rezistența fizică. Pericolul în această perioadă poate fi doar supraalimentarea și poftă excesivă de plăcere. Pentru Taur, Fecioară și Capricorn, trigonul va da putere și mijloace pentru a rezolva probleme importante legate de sfera materială și ambițiile personale. Racii,
Scorpionii și peștii se vor bucura de viață și de socializare cu prieteni, vor străluci la evenimente, vor atrage atenția sexului opus mai multă decât de obicei. Berbecul, leul și săgetătorul pot rezolva cu succes problemele cu autoritățile sau conducerea de la locul de muncă. Gemenii, balanța și vărsătorul vor întâlni personalități interesante. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!